Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Toată lumea știe ce face serviciul 112. De 19 ani deja, la mulți ani, înțeleg că a fost ziua lor când? În weekend, ieri, 19, weekend, nu știu ce, da. Bun. Sunt la 112, gratuit în Uniunea Europeană, când ai nevoie de ajutor. Poliție, ambulanță, pompieri. Când ai nevoie de ajutor. Și în România, pentru încă un lucru, să faci glume proaste, nesărate, în general să-ți bați joc. Din păcate. STS, care manageriază acest serviciu, anunță că anul trecut peste 42% din totalul persoanelor care au sunat la 112 nu aveau, de fapt, o urgență. Anul trecut au primit, la 112 s-au primit 10,2 milioane de apeluri. Rezultă că, pe cale de consecință, câte milioane de telefoane au fost date degeaba? 4.200.000. 4,3, da. 4,3 milioane de telefoane au fost date degeaba. Milioane, milioane. Ori e prea gros să înțelegem în țara asta ce e urgență, ori criteriile vor fi prea restrictive, altfel nu se explică. Cum putem ieși din această dilemă? Cităm din comunicatul STS, uite așa ieșim, citez. 42% dintre apeluri au fost non-urgente, adică solicitări de informații privind traficul rutier sau mersul trenurilor, comenzi de taxi și livrări de mâncare, sesizări privind pensiile sau diverse servicii de stat, precum și alte solicitări pentru care nu era necesară intervenția de urgență a echipajelor specializate. Deci nu criteriile sunt problema. Acum, întrebarea mea e, oare cine sună la 112 să ceară un taxi sau o șaorma de la colț, ăla face mișto sau chiar nu înțelege deloc pentru ce este serviciul 112? Serios, nu știu ce să sper, că nu înțelege sau că nu pricepe. Nici nu știu ce e mai bine. Ce-o fi mai bine? Nu-mi dau seama. Adică, serios, speranța este că nu pricepi. Când suni la 112, că-i te dă tâmpit încât nu înțelegi că la 112 suni când ai nevoie de ajutor, nu când ai nevoie de o pizza. Deși pentru unii, pizza adică, crezi că poate fi o urgență. Crezi că mai e fan să suni la 112 să ceri o pizza? Băi, serios? Sunt milioane, înțelegi, sunt 4,3 milioane de telefoane degeaba. Nu vorbim de un caz, două. Cele mai multe astfel de apeluri au venit din județele Gorj, Mureș și Covasna. Adică în Gorj 64% din apeluri au fost la Șto, Mureș 58% și Covasna 55%. Acum, în Covasna eu n-aș spune, cred că n-au înțeles ce voiau oamenii, dar poate nu e doar vina cetățenilor și cetățenilor care sună la Șto. Adică poate nu e vina doar a lor, pentru că dacă un glumeț sună de 5.000 de ori într-un an la 112 doar ca să înjure și să închide, poate că e și vina ta că nu-l poți prinde și să dai exemplu. Nu? 5.000. Din câte știu eu, s-au dat multe amenzi. Păi da, amenzi, dar ăsta a sunat de 5.000 de ori, nu cred că a luat 5.000 de amenzi. Citez din aceeași comunicare a STS. Un bărbat din județul Vrancea a sunat anul trecut de 5.031 de ori la numărul unic de urgență 112, de multe ori fără a comunica nimic sau pentru a înjura. Adică în medie 13,8 ori pe zi, zi de zi, 365 de zile pe an. Mă e clar deranjat. Da. Dacă îți sună de 5.000 de ori și nu-l poți opri într-un an, ce spune asta? Asta spune ceva despre el, desigur, dar spune și despre ăștia care primesc telefoanele astea, că nu au reacție la așa ceva, nu poți. Cum faci? Dacă nu-l poți opri, înseamnă că nu există legal capacitate de reacție. Și presupun că l-a oprins a 5.032-a oară, deși e posibil să nu-l fi prins nici măcar atunci. Pe principiu că unde merge, mie merge și tot. Poate că la continuă să sune și azi. Păi și ce te faci dacă are o urgență, de adevărat alea, a 5.474-a oară? Bună întrebare. Poate chiar are o urgență omul și atunci trebuie să-l ajuți. Da. Nu știu. Bună întrebare. Am primit un mesaj de la Andreea. Da. Zice, bună dimineața, trebuie neapărat educată populația ce înseamnă urgență. Eu am sunat pentru blocarea totală a traficului la Arcul de Triunf. E o greșeală. E o greșeală, adică își asumă că a făcut o greșeală, bănuiesc. Deci nu sunați, dacă e blocat traficul, nu trebuie să sunăm la 112. Nu, pe domnul Nicușor trebuie să-l suni. Da. Păi ce să fac? Vină pompierii să-mi stingă focul. Nici măcar, că e poliția rutieră acolo. Bun. Una peste alta, ok, sunt și glumești. De ce nu poți, de ce nu, e luni. De ce nu poți fi prins și astfel de glumeți? Ăsta și alte zeci de mii. Pentru că majoritatea, adică 80% sau peste 80%, sună de pe cartele prepay, care sunt cumpărate în România fără buletin. Iar STS nu poate identifica persoana în acest fel. Vă reamintesc, o ordonanță de urgență care impunea cumpărătorilor de cartele prepay să se înregistreze cu un act de identitate a fost respins în urmă cu 4 ani, după ce Curtea Constituțională
condusă atunci de foarte controversatul Valer Dorneanu, a decis că legea este neconstituțională pe de-a întregul. Trăiască libertatea, desigur, da. Și politicienii corupți care vorbesc de pe cartele pripei de unică folosință, fără nicio legătură, evident. Și foarte interesant că în același text de lege era o ordonanță de urgență și când a trecut prin Parlament, mă rog, s-au votat, sau a fost ok, deci a trecut de toate comisiile, a trântit-o Curtea Constituțională. Deci, în același text de lege era o prevedere care, după părerea noastră, este merită cel puțin dezbătută, dacă nu chiar susținută. Că aceia care apelează fals la 112 și pun pe drumuri inutil, pompieri, ambulanțe, polițiști, echipe de intervenție, să fie obligați să și plătească costul acestor intervenții după ce se demonstrează că au făcut-o la șto. E o chestie care merită discutată. Adică, până la urmă, toate aceste operațiuni de salvare pe care le declanșează ambulanțe, pompierii, nu? Și intervențiile polițiștilor în urma unui apel la 112 costă. Ne costă pe noi toți, contribuabilii. Nu sunt gratuite. Și atunci, dacă o faci mai știu, de ce să nu plătești pentru asta? Când CCR a trântit toată legea, a căzut și această prevedere și cu asta am rămas în același loc. Bani publici cheltuiți de pomană, cetățeni care sună de 5031 de ori pe an la 112 doar ca să înjure. E minunat să trăiești în Republica Fantastică România. Dar uite că se poate rezolva cât de cât, în sensul că ne-a scris Florin de la Târgu Mureș, care lucrează la serviciu de urgență și spune că o doamnă a sunat de sute de ori și au reușit să-i restricționeze numărul. Acum ne trimite mail-uri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.